De asemenea, pentru că este vreme caniculară și tot de garantarea siguranței cetățenilor, depinde și ceea ce se întâmplă în alte puncte aglomerate, și anume la ștranduri, la bazine, la piscine. Am solicitat ca toate ștrandurile, bazinele și piscinele să fie verificate, atât în ceea ce privește calitatea apei, pentru a nu exista îmbolnăviri în rândul copiilor sau adulților. De asemenea, toate piscinele și ștrandurile vor trebui să facă dovada că au salvamari, pentru a nu mai exista incidente, evenimente, așa cum s-a întâmplat în ultima perioadă.